Prefectul județului Bacău a emis ordinul numărul 355 din 20.10.2020, prin care a convocat Consiliul Local al Comunei Bereș-Stazlău, ales la 27.09.2020, în ședința privind ceremonia de constituire programată pentru azi, 26.10.2020, ora 11. Cei 15 consilieri locale aleși și validați de judecătoria Moinești prin sentința civilă 328 din 14.10.2020 au fost convocați conform prevederilor articolul 116 alineatul 3 din 9.57.2020. Din cei 15 consilieri aleși sunt prezenți toți. Astfel că ședința este legală, constituită și își poate desfășura lucrările. La ședință participă domnul Rotaru Silviu, reprezentantul prefectului județului Bacău. De asemenea, avem invitați membrii Consiliului Local, aleși la 2709, cadre didactice, preoți și alții. Domnul președinte al Consiliului Județean. Doamna președinta BEC-ului. Și dacă mai e domnul Ivancea? Domnul Ivancea din partea Consiliului Județean. Domnul președinte Ivancea. Lăsați-o pe și domnul Gabriel. Da. Bun. Domnilor, doamnelor consilieri locali, domnule primar, stimați invitați, prin ordinul prefectului Bacău numărul 355 din 20.10.2020 a fost convocată ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Bereș-Stazlău pentru data de 26.10 ora 11. Din numărul total de 15 consilieri stabilit prin ordinul prefectului Bacău numărul 225 din 14.07.2020 pentru Consiliul Local Bereș-Stazlău au fost validate mandatele unui număr de 15 consilieri, fiind astfel întrunite condițiile legale pentru convocarea ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local. Din numărul total de 15 consilieri, ale căror mandate au fost validate de către judecătoria Moinești, sunt prezenți un număr de 15 consilieri. Secretarul General al Comunei mi-a comunicat faptul că cel mai în vârstă consilier este doamna Țețaru Maricela, născută la data de 16.01.1955, iar doi dintre cei mai tineri consilieri sunt domnul Ioje Daniel Ionuț, născut la data de 15.01.1996 și domnul Cherecheș Andrei, născut la data de 11.11.1989. Îi invităm pe cei trei consilieri să ia loc la masa prezidiului pentru a conduce prima parte a lucrărilor ședinței privind ceremonia de constituire. Eu sunt prezent, da? Dacă să nu se înghesui. Poți să mergi mai departe. Unde să plecăm? Stai cu minte. Hai, domnul secretar. E foarte bine. Doamnelor și domnilor invitați, doamnă și domnilor consilieri, eu v-am spus de la început, cine nu are bătrân să și-i cumpere. Iată că norocul meu este să fiu președinte de vârstă. Și de la început vă rog să îmi iertați emoțiile, care sunt firești într-o zi cu asemenea încărcătură. Și înainte de a trece la efectiv la ordinea de zi, vreau să vă spun că atunci când o astfel de zi de depunerea jurământului are loc într-o mare sărbătoare, sunt convinsă că ceea ce vom face pentru comunitate o să fie nu numai sub semnul bunăvoinței a muncii, ci și a lui Dumnezeu. Felicit pe domnul primar pentru onomastică. Îi dorim multă sănătate, înțelepciune
răbdare și putere de muncă. Și dacă mai există vreun aici vreun invitat care are așa un patron important, toate felicitările noastre. Vă rog să-mi permiteți să prezint rezultatul alegerilor, deși și a fost deja prezentat, doar atât vreau să vă spun că la alegerile din 27 septembrie au fost validați 15 consilieri care își vor depune astăzi jurământul și dau citire și încheierii din data de 14-a 10-a, da? Așa este bine? Da. Eu citesc ce mi s-a spus, mă iertați, prin care au fost validate mandatele consilierilor locali. Vă prezint proiectul ordinii de zi. 1. Depunerea jurământului de către consilierii declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de judecătoria Oinești. 2. Depunerea jurământului de către primarul ales al Comunei Bereștazlău, supun spre aprobare ordinea de zi cu mențiunea că votează doar consilierii locali declarați aleși la alegerile locale din 27 septembrie. Eu am scris tot ceea ce mi-a spus. Dați citire, conform sentinței. Acum, așa. Conform sentinței civile, numărul 328, ședința Camerei de Consiliu din data de 14 octombrie 2020, a judecătoriei Moinești, care admite cererea având ca obiect validarea mandat consilier în temeiul articolului 114 din OUG numărul 57/2019 validează mandatele candidaților Codreanu Florina, Ioja Lazar, Grigoraș Costică, Hrenovici Cristian, Berea Constantin Daniel, Bârlea Titi, Păslaru Cornel, Pricop Nicu, Ioja Daniel Ionuț, Ladaru Adrian, Pavel Nicolae Laurențiu, Țățaru Maricela, aleși pe lista Partidului Social Democrat. Țângâială Marian, Doru Gabriel, Cherecheș Andrei, aleși pe lista Partidului Național Liberal, în funcție de consilier local ai Comunei Bereș-Sazlău, județul Bacău. Ia act că Tulpan Dumitru a renunțat la funcția de consilier din partea Partidului Social Democrat. Prezenta se comunică secretarului general al Comunei Bereș-Sazlău și prefectului județului Bacău. Cu drept de apel, în 3 zile de la comunicare, cerere ce se va depune la judecătoria Moinești, dată în ședința Camerei de Consiliu, pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței azi 14-a 10-a 2020. Merg mai departe, da? Și acum, supun, încă o dată spun, proiect, da, am să vă prezint proiectul ordinii de zi. 1. Depunerea jurământului de către consilieri declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de judecătoria Moinești. Și 2. Depunerea jurământului de către primarul Comunei Bereș-Sazlău. Supun spre aprobare ordinea de zi, cu mențiunea că votează doar consilierii locali declarați aleși la alegerile locale din 27 septembrie 2020. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Ordinea de zi fiind aprobată, trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Depunerea jurământului de către consilierii declarați aleși, ale căror mandate au fost validate. Invit consilierii locali declarați aleși, ale căror mandate au fost validate, să depună potrivit articolului 117, aliniatul 1 din OUGP 57/2019, următorul jurământ în limba română. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea
pentru binele locuitorilor comunei Berești-Tazlău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jurământul se depune după următoarea procedură. Voi chema în ordine alfabetică consilierii locali să depună jurământul, iar aceștia pe rând vor veni în fața mesei special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituția României și Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituție cât și pe Biblie și va da citire jurământului, după care va semna jurământul de credință imprimat pe un formular special. Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de constituire, iar al doilea va fi înmânat consilierului local. Consilierii locali prezenți, validați prin încheierea din data de 13.10.2020 a judecătoriei Măinești, depun jurământul după cum urmează. Îl rog pe domnul Bela Constantin Daniel să depună jurământul. Subsemnatul Berea Constantin Daniel, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Berești-Tazlău, județ Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 al legii 1 din OG numărul 57/2019, privind codul administrativ, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorii Comunei Berești-Tazlău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc. Pe domnul Bâlea-Chichi. Să depună jurământul. Da, știi de domnul asta, da? Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Berești-Tazlău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnatul Chiericheș Andrei, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Berești-Tazlău, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 alineatul 1 din OUG numărul 57/2019, privind codul administrativ, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Berești-Tazlău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Așa am pus și noi, am citit doar jurământul. Doamna Codreanu Florina, vă rog. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Berești-Tazlău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamne ajută! Domnul Doru Gabriel, mă rog să ajută Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Berești-Tazlău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Grigore Apostică, vă rog.
Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterele și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Berești Adlu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce sunt puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Berești Azlău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Berești Azlău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Iorgă Lazar. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele și binele locuitorilor Comunei Berești Azlău. Așa să ne ajute Dumnezeu. Domnul Ladar să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Berești Azlău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Pavel. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Berești Azlău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterele și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Berești Azlău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Berești Azlău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Berești-Tazlău. Așa să ne ajute Dumnezeu.
Și ultimul de pe listă este domnul Țângâiavă Marian. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului Comunei Berești Adău. Așa să mă ajută Dumnezeu. Acum trecem la punctul al doilea. Nu, aș vrea să aduc la cunoștință domnilor și doamnelor consilieri locali că potrivit articolului 118 aliniatul 1 din OUG numărul 57 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei Berești-Bistrița este constituit Berești-Azlău, deoarece au depus jurământul un număr de 15 consilieri, iar în termen de 3 zile se va emite ordinul prefectului prin care se constată îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local. Pot să trebuie. Sigur. Mulțumesc. Deci, punctul al doilea de pe ordinea de zi, depunerea jurământului de către primarul Comunei Berești-Azlău. Avem aici, să dau citire încheierii numărul 982, din 16-10-2020, pronunțată în ședința din Camera de Consiliu a Judecătoriei Moinești, dosar numărul 3541, pe 260. Încheierea 981. Iertați-mă, 982, mă rog, am să corectez pe aia. Așa, prin care se validează alegerea domnului Tulpan Dumitru în funcția de primar al Comunei Berești-Azlău. Invit pe domnul profesor Tulpan Dumitru să depună jurământul. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Berești-Azlău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jurământul, mandatul domnului primar Tulpan Dumitru se exercită pe o perioadă de 4 ani, începând din acest moment. Și profit de acest prilej pentru a-l felicita, a-i ura multă putere de muncă, sănătate cât se poate și voință nu mai spun că știm că are. Felicitări domnule primar, vrem și știm și nădăjduim că împreună vom fi o echipă pentru binele locuitorilor Comunei Berești-Azlău. Felicitări! Doamnă Sur! Da. Dacă cineva dintre domnii invitați dorește să ne spună, să ia cuvântul, să ne împărtășească ceva anume, vă rog, cu cea mai mare bucurie vă ascultăm. Da, eu cred că ar trebui, în primul rând, domnul primar. Da. Că așa, și după aia noi invitături și poate închid eu. Da, sunt onorat că ne aflăm în această situație de a avea ca invitați unii dintre cei mai distinși oameni ai județului nostru, respectiv domnul președinte al Consiliului Județean, pe care îl și felicit cu această ocazie pentru investirea în funcție și pentru frumosul rezultat pe care l-a obținut și pe care îl bănuiam, dar nu l-am anticipat în așa măsură. Cunoscându-ne destul de bine, pot să spun că avem încredere într-un mandat de excepție la Consiliul Județean și avem încredere în niște realizări de excepție pe care cu siguranță județul nostru le va traversa. Îl avem iarăși ca invitat cu prietenul nostru de acum, Claudiu Ilișanu, domnul deputat, care a fost tot timpul alături de noi și l-am avut în preajmă ori de câte ori a fost nevoie. Mulțumim
pentru prezență și doamnei Erna Șicoș, pentru că, într-adevăr, a reușit să creeze un cadru special pentru această campanie, care a fost, chiar dacă a fost cu năbădăi, s-a desfășurat în niște condiții, alegerile s-au desfășurat în niște condiții optime și, zic eu, fără cusuri. Vă mulțumim și vă mai așteptăm. Vă mânăm certificatul de rezolvă de cor al alegerii primarului. Mulțumesc, mulțumesc frumos. Și în continuare aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru modul în care v-ați implicat în activitatea de până acum și cu o mare parte dintre dumneavoastră. Și nădăjduiesc că și în continuare vom crea un Consiliu Local unit, un Consiliu Local care să corespundă necesităților, fac și eu ca personaj cunoscut, în așa fel încât realizările pe care le vom avea în față să fie de cele pe care noi le plănuim și să nu avem surprize de genul plănuim și nu facem. Mulțumesc că cu această ocazie, chiar dacă nu se prezenți vechiului Consiliu Local, consilierilor care au înțeles să se dea deoparte pentru a face loc unor tineri în această echipă, respectiv colegilor noștri, Ionica Trofin, Ionel Dioja, Simina Șioniță, și Bisecaru Vasile, oameni de o, cum să zic, de o activitate de netăgăduit și mai ales de care n-a avut niciun fel de sincope. Cred că exemplul lor este bine de luat de noi toți, ceilalți care am rămas în acest Consiliu Local și împreună și cu ei, că nu sunt alăturați în echipă, și cu ei și cu alții să facem lucrurile să decurgă cât se poate de normal și de frumos. Sunt foarte convins că numai împreună vom putea realiza lucruri care să se vadă și să se simtă, pentru că câteodată, chiar dacă le faci, tot nu se simt. Dar dacă nu le faci. Vă urez tuturor multă, multă sănătate, să aveți bucurii în casă, să aveți inima deschisă, sufletul deschis și numai așa cred că vom putea să fim împreună și să creăm, să formăm o echipă cu adevărat. Această echipă, repet, este în slujba cetățenilor și lucrurile pe care le facem, să le facem cu totdeauna cu răzeniși, cum se zice, și în așa fel încât să nu ne fie niciodată rușine de ele și să nu le luăm la întâmplare, ci într-o ordine care există, firească a lucrurilor și într-o ordine în care să nu facem lucrurile de mântuială. Adică atunci când facem un lucru, să fie bun. Domnule președinte, mulțumesc încă o dată pentru faptul că ați respins invitația noastră și că Da, mulțumesc mult, domnul primar. Doamna președintă, domnilor consilieri, domnule deputat, sincer, vă felicit pentru mandatul obținut, pentru mandatul validat, pe dumneavoastră, în primul rând, domnule primar, nu în ultimul rând, pe dumneavoastră, domnilor consilieri, și dacă tot a zis domnul primar că mă felicită pentru rezultatul obținut, vreau să vă fac o specificație că mandatul obținut sau rezultatul în alegeri n-ar fi fost posibil fără dumneavoastră. Eu m-am bazat pe dumneavoastră, m-am bazat pe domnul primar, m-am bazat pe cetățenii localității Berești-Arzău. S-a văzut că a fost un rezultat frumos, un rezultat bun, dar în primul rând un rezultat care ne obligă. Un rezultat dat de realizările domnului primar și în colaborare și într-un parteneriat absolut cu Consiliul Județean, cu echipa social-democrată, s-a arătat că indiferent de demagogia
transmisă la nivel de județ de ceilalți contracandidați, au învins adevărul. Sau realitatea, de fapt, mai bine, că adevărul e greu de definit. Ca atare, vreau să vă asigur că voi fi un președinte deschis, disponibil și alături de dumneavoastră, nu doar prin vorbe, ci prin fapte. Asta m-a definit, asta o să mă definească și sperăm că la sfârșitul mandatului să ne vedem, să vă uitați în ochii mei, eu în ochii noastre, să vedeți că v-am fost alături și sunt implicat în proiectele comune. Eu vreau să-i dau cuvântul în continuare domnului deputat Ilișanu, care este a fost un argint viu pe această zonă, care a reușit să aducă toate energiile pozitive către noastră și să iasă acest rezultat frumos. Mulțumesc, Claudiu! Și felicitări cu toată lumea! Eu vă spun și eu și aș vrea să încep prin a-i ura domnului primar un sincer și călduros la mulți ani și tuturor celor care poartă numele Sfântului Dumitru. Aș vrea să felicit fostul Consiliu Local, condus de domnul primar actual și fost și actual, pentru realizările pe care le-am făcut, zic eu, împreună. Eu vă promit și vă urez felicitări și mult succes noului Consiliu Local validat astăzi și vă promit că, așa cum am fost alături în mandatele trecute, voi rămâne un partener corect pentru bunăstarea cetățenilor comunei Bedeștea-Zău. Vă mulțumesc pentru invitație, domnul primar, vă urez succes tuturor și să ne vedem peste 4 ani, așa cum spunea și domnul președinte, să ne privim ochi în ochi, iar cetățenii comunei Bedeștea-Zău să beneficieze de cele mai bune servicii administrative. Felicitări și mult succes! Domnul secretar al Comunei Bedeștea-Zău prezintă, pentru a se consemna în procesul verbal, următoarele. Numărul locuitorilor. Dacă nu vă dau eu de la mine. De fapt, asta s-a mai repetat. Nu contează. Da? Da. Numărul consilierului local stabilit prin ordinul prefectului e un număr de 15. Numărul consilierului local validați de judecătoria Măinești 15. Numărul consilierului validați prezenți la ședință 15. Numărul consilierului local validați care au depus jurământul 15. Numărul consilierilor validați care au refuzat să depună jurământul 0. Numărul consilierilor validați care absentează motivat 0. Numărul consilierilor validați care absentează nemotivat 0. Secretar general, da, al Comunei Bedeștea-Zău. Vă aduc la cunoștință, în continuare, reglementările din legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele din OG57 privind codul administrativ referitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților aleșilor locali, și înmânează câte un exemplar sub semnătură consilierilor declarați aleși și primarului. De asemenea, prezintă prevederi legea 176/2010 privind obligația aleșilor locali cu privire la depunerea declarațiilor de avere și interese și conform OG 24/2008 a declarației dacă a
fost sau nu lucrător al securității sau colaborator al acesteia și le rămânează câte un exemplar pentru completare. Mă duc să vă aduc dosarele. Un minut. Compatibilitățile, conflictele de interese, le-am scos așa, dacă vreți, eu pot să vă dau citiri, dar cum vreți dumneavoastră, eu oricum am pus la fiecare. Funcția de consilier local este incompatibilă cu funcția de primar, de cutare, de cutare. Deci eu le-am pus frumos, după aia, incompatibilități comune prevăzute de legea 161. Calitatea de ales local este incompatibilă cu calitatea de acționar, pardon, și așa mai departe. Și mai avem conflicte de interese, pentru că conflicte de interese. Alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de Cartea 1 din 161 pe 2003 are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea unui act administrativ care se leagă de activitatea lui sau a rudelor de gradul 1. Eu le-am pus toate aici, o să le, oricum, vă rog, chiar vă rog să treceți prin ele, că s-ar putea să apară o incompatibilitate. Și să nu spuneți atunci, doamne, dar n-am știut. Asta. Am făcut și un proces verbal pentru aceste documente, că le-ați primit. Așa, doamna Sară Maricela. Formularele o să le completați și mi le aduceți la ședința domnul Pricop Nicu. Semnează. Domnul? Acum. Așa, Cuslarul Cornel. Să nu iau eu, să-i strig eu și nu le-a răsemnat. Un din doi... Domnul Papa, pregătiți-vă. Fii dreva, un din doi, ce iasă? Mulțumesc. Vă rog. Vă rog, mulțumesc. Da, scuze. Ladaru. Domnul Ladaru. Iorge Lazar. Domnul Iorge Lazar. Domnul Iorge Daniel. Domnul Hanović. Domnul Grigoraș. Domnul Doru Gabriel. Doamna Fătreanu Florina. Domnul Cherecheș Andrei. Domnul Bârla Titin. Domnul Bere Daniel, vă rog. Ce tare. Domnul Țângâială Marian.
Și rămâne pentru domnul primar, eu pregătim și am să vă spun. Da. Punctele de pe ordinea de zi, fiind epuizate ca președinte de vârstă, declar închise lucrările ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Berești-Tazlău, mulțumind tuturor invitațiilor pentru prezență, dorind tuturor sănătate, că asta este foarte important, putere de muncă și să ne vedem cu bine. Pentru în următoarea ședință. Doamne ajută! Vă anunț eu. Felicitări! Felicitări, putere de muncă și sănătate. Domnului primar și domnilor și doamnelor consilieri.